găsit, prieteni! Timpul cald și secetos din această iarnă este o adevărată amenințare pentru culturile agricole din Republica Moldova, iar în perioada următoare nu se anunță schimbări esențiale ale timpului, anunță meteorologii. Tot astăzi vom afla povestea unui fermier din satul Coșcalia, raionul Căușeni, care a reușit să aclimatizeze în Moldova rasa de oi Friza, despre care se spune că ar avea cea mai mare productivitate de lapte din Europa. Vom vizita apoi o seră din comuna Băcioi, unde, indiferent de anotimp, crește grâu, floarea soarelui, lucernă, plante din care sunt preparate sucuri și salate. După o toamnă secetoasă, a venit o iarnă atipică, caldă și fără zăpadă. Temperaturile înalte, nespecifice pentru anotimpul în care ne aflăm, vor afecta recolta culturilor de cereale, în special a celor de toamnă, estimează agricultorii. Iar în sate seacă multe dintre fântâni. Ce spun agricultorii, dar și specialiștii despre iarna care seamănă mai mult cu primăvara și ce surprize ne mai poate aduce aceasta, aflăm din materialul ce urmează. Dezastrele naturale provocate de schimbări ale climei au cauzat Republicii Moldova în anul 2019 prejudicii enorme, iar condițiile climaterice au avut un impact nefast asupra tuturor sectoarelor din agricultură. Albina consumă mai mult, depune puiet. Eu de acum am dat hrană la albini ca să le întăresc din cauza, fiindcă ele și așa afectate din cauza climatei, fiindcă e cald, ele nu pot să iasă afară să curiță. E foarte bine că a fost acum cald și ele au ieșit, asta e bine. Dar consum mai mult, depun puiet. Din caz de ger, acum iar o să fie probleme. Condițiile care au fost anul 2019 și în continuare 2020 au fost foarte complicate pentru producătorii de pomșoare. Au fost afectate în primul rând de înghețuri în primăvară, pe urmă au fost perioade secetoase și mai apoi au fost și perioade ploioase, care nu au permis la producătorii de căpșuni să-și recolteze fructele. Agricultorii susțin că în această perioadă critică pentru ei, autoritățile ar trebui să întreprindă măsuri de susținere prin diverse subvenționări sau ajutoare. Dacă aș primi un suport oricare, mi-aș procura niște stupi noi care cu încălzire. Mulți au pierdut familiile. Din partea statului ar fi perfect dacă s-ar implica cu diferite măsuri de subvenționare, de ajutor a producătorilor în cazul când ei sunt afectați de condițiile climaterice. Să le dai un mic ajutor, pentru că cheltuielile sunt foarte costisitoare și nu fiecare pot să asume așa cheltuieli mari. Nici începutul anului 2020 nu vine cu noutăți bune pentru agricultori, deoarece, din cauza lipsei precipitațiilor, nivelul scăzut de umiditate în sol pune în pericol culturile cerealiere de toamnă. În perioada de iarnă, deci condițiile nefavorabile pentru culturile de toamnă sunt atunci când temperaturile scad până la minus 20 de grade și mai jos, atunci scade și temperatura la adâncimea de 30 metri, unde se află nodul de înfrățire a plantei, respectiv poate duce la vătămarea plantei sau chiar la pieirea acestea. Următoarele zile se prevăd izolat precipitații. Pe parcursul nopții, temperatura minimă a aerului va oscila, va crește treptat de la începutul perioadei, de la 0-5 până la 0-5 la sfârșitul perioadei. Pe parcursul zilei, temperatura maximă a aerului va oscila între +5 + 11 grade. Acum, la moment, temperaturile acestea generoase, lipsa îndelungată a precipitațiilor sub formă și de zăpadă și sub formă de lichidă, deci a provocat scăderea bruscă a nivelului apei. Deci avem o perioadă foarte îndelungată cu niveluri și debite scăzute în râurile și bazinele acvatice din țară. Din această cauză și agricultorii din Republica Moldova se confruntă cu probleme. Din păcate, prognozele noastre nu sunt bune nici pentru viitor. După prognozele asinoptice, deci nu se așteaptă precipitații generoase și de aceea nivelul apei va scădea în continuare. Din cauza lipsei de precipitații, nivelul apei din râul Nistru este la limita de 50-60% din normele stabilite.
La stația de pompare a apei din Coșernița, apa Nistrului a atins practic nivelul critic, de 8,5 metri. În prezent, nivelul apei aici este de 8,6 metri. Atunci când nivelul apei este mai jos de cel critic, stația de pompare urmează să sisteze livrarea apei, astfel, în lipsa de precipitații pe teritoriul țării noastre și în țara vecină, Ucraina, centrul Moldovei și capitala riscă să rămână fără apă la robinet. Producția de zahăr moldovenesc scade vertiginos în ultimii ani. Suprafețele cultivate cu sfeclă de zahăr s-au micșorat cu 27% în 2019, arată datele furnizate de Uniunea Producătorilor de Zahăr din Moldova. Totodată, în presă au apărut informații precum că anul trecut, zeci de mii de tone de zahăr de contrabandă au intrat pe piața moldovenească. Iar în același timp, cel mai mare producător de zahăr din Moldova și-a suspendat activitatea. Despre situația din sectorul producerii de zahăr discutăm în clipele următoare cu Vasile Șarban, șeful Direcției Politici de Producție, Procesare și Reclementare a Calității Produselor de Origine Vegetală din cadrul Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și a Mediului, și cu Anatolie Gorodenco, șeful Departamentului Materie Primă a companiei mixte Moldo-Germane. Bună ziua și bine ați venit la noi în studio! Bună ziua și bine v-am regăsit! Bună ziua! Stimați invitați, situația din sectorul producerii de zahăr nu arată deloc promițător. Pentru început vreau să vă întreb dacă în Moldova, la ora actuală, se produce suficient zahăr pentru ca acest produs să nu fie importat. Dacă e să vorbim de producere și de consum, într-adevăr, în Moldova se produce zahărul necesar pentru asigurarea pieței interne, deoarece pentru piața internă este necesar de aproximativ 85.000 tone, Moldova produce peste. Deci anul trecut s-a produs în jur de 85.000 tone, dar aveam rezerve din anul trecut. Respectiv, întotdeauna Moldova s-a asigurat cu zahăr, dar nu asta este esența principală, deci noi trebuie să ne orientăm și la export, nu doar la asigurarea necesității pieței interne. Comparativ cu anii precedenți, consumul pieței interne este destul de redus. Dacă noi anterior consumam în piața internă până la 110.000 tone de zahăr, la moment s-a micșorat simțitor consumul și în acest context, bineînțeles că este afectat întreaga ramură a complexului sfeclei de zahăr și a zahărului. Ce cantitate de zahăr se importă anual în țara noastră? Dacă e să vorbim de anul 2019, deci avem o cantitate de 3,6 tone. Conform acordului de liber schimb în Comunitatea Europeană, care prevede deci, importul a 5.400 tone de zahăr la cota zero, plus la aceasta și în jur de 5.000 un contingent la cota de 10%, așa, din Comunitatea Europeană. Mai mult ca atât, este deci posibil de important și în jurul conform acordului OMC, deci o cantitate de până la 1.000 de tone, deci din alte țări, care sunt membri ai OMC-ului. Noi avem și export preferențial și piața de bază este Comunitatea Europeană, deci în schimbul acestei 10, mai mult de 10.000 de tone, toate cele nu sunt utilizate, deci, în totalmente, noi avem posibilitatea să exportăm la cota zero în piața europeană până la 37.400 de tone de zahăr. În ultima perioadă de timp, noi am scăzut simțitor exporturile, dat fiind faptul că deci, prețurile au scăzut în piața comunitară din cauza supraproducerii zahărului comunitar. Cu 2 ani în urmă, suplimentar în comparativ consumul, în Europa erau peste 2 milioane de tone de zahăr. În ultima perioadă de timp și mai cu seamă în ultima jumătate de an, prețurile au început să se ridice de la 350 de euro tonă până la aproximativ 400-440, dar reieșind din statistica și din dinamica care observăm, am putea deci, miza pe faptul că ar fi o perspectivă în cadrul european, fiindcă asta e piața de bază a exportului deci, zahărului din Republica Moldova. Din ce motiv zahărul adus prin contrabandă, prin Transnistria, este mai ieftin decât cel moldovenesc?
Este o problemă foarte mare, deci asta este una din principalele probleme care duce la regresul ramurii de producere a zahărului în Republica Moldova. Desigur că noi am avut mai multe ședințe, inclusiv cu Uniunea Asociațiilor Producătorilor de Zahăr, inclusiv cu Serviciul Vamal, după asta am mai avut, s-a discutat referitor la reducerea acestei introduceri ilegale a zahărului în țara noastră, la care am primit asigurări că totul este bine, adică îi se monitorizează și nu este zahăr care trece pe lângă ochii polițiștilor de frontieră. Însă, deci, după mai multe sesizări de la asociație, s-a dovedit sau s-a argumentat că, într-adevăr, zahăr este adus prin regiunea transnistreană și este plasat pe piața din Republica Moldova la cantități mici, la tarabe, deci cu vinderea cu amănuntul, nu în cantități mari. Ceea ce denigrează foarte mult imaginea producătorilor de zahăr din Republica Moldova, dar și mai mult le reduce veniturile în întreprindere. Fabrica de zahăr din orașul Fălești și-a suspendat activitatea. Va afecta cumva situația de pe piața autohtonă a zahărului? Deci, bineînțeles că noi am fost nevoiți ca să conservăm activitatea acestei fabrici până în aprilie 2021, dat fiind faptul că iarăși s-a restrâns piața de desfacere a zahărului atât în interior cât și în exterior, la export. Nici într-un caz nu va fi afectată piața zahărului sau producerea de zahăr. Vreau să vă zic că cele două fabrici ale producătorilor de zahăr din Republică au capacitatea de a prelucra anual până la 600-700 de mii de tone și a produce la 90-100-110 mii tone de zahăr, comparativ cu consumul din piața internă, care noi parcă preconizăm într-un aspect oricare, că el poate fi constant la nivelul de 70-80 de mii de tone consumul, în contextul, iarăși, protejării producătorului sau pieței noastre autohtone. Subvenționarea acestui sector agricol ar fi o soluție ca antreprenorii să fie interesați să crească sfecla de zahăr? Nu pot să spun cu siguranță că va fi subvenționat, dar se discută acest lucru în cadrul Ministerului, deoarece ne dăm bine seama că statul este acela care trebuie să dea un impuls la anumite sectoare de risc care le avem în agricultură. Sectorul de producere a sfeclei de zahăr și a zahărului ar fi unul încadrat în zona de risc, unde am putea cumva să examinăm, nu știu care încă vor fi posibilitățile, dar oricum trebuie să ne gândim, trebuie să facem ceva. Desigur că împreună cu Asociația Producătorilor de Sfeclă, cu Asociația Producătorilor de Zahăr, cu instituțiile statului, trebuie să identificăm și să vedem care ar fi soluțiile. Republica Moldova nu poate să țină față, nu avem noi acel disponibil de mijloace financiare unde am putea să acordăm plăți directe la hectar. Dacă am împărțit tot fondul, 950 sau 1 miliard să-l împărțim la suprafață teren arabil, nouă ne s-ar primi foarte puțin, adică până la 50-60 de lei la hectar. Eu aș socoti că ar fi o oportunitate, în orice caz noi discutăm în cadrul companiilor, producătorilor noștri, fermierilor și așa mai departe, ar fi foarte benefic dacă s-ar implica ministerul, guvernul, în ceea ce privește deci, unele cote de export pe piețele mai atractive din punct de vedere a prețurilor de realizare, de comercializare, în aspect de liber schimb, cum ar fi Turcia, de exemplu, da? Cum ar fi China, da, da. În contextul ăsta ar fi un suport deosebit și s-ar vedea o luminiță în ceea ce privește perspectiva, deci reînvigorării, reînvierii acestui sector. Vă mulțumim pentru răspunsurile oferite și vă mai așteptăm la noi în studio. Mulțumim de asemenea. Una dintre cele mai performante rase de ovine din lume, cunoscută pentru producția mare de lapte, este rasa olandeză Friza, capabilă să ofere circa 500-600 de litri de lapte într-o perioadă de lactație. Până în prezent, încercările mai multor oieri din țară de a crește această rasă au eșuat. Fermierul Ion Leunteanu din satul Coșcalia, raionul Căușeni, a reușit totuși să dezvolte o afacere crescând astfel de oi. Acum este vizitat de oieri atât din Moldova cât și din România, curioși să afle cum a reușit antreprenorul să adapteze animalele la condițiile meteo ale țării noastre.
Firma de ovine de rasă Frisa din Coșcalia numără în prezent 60 de animale, iar acestea dau lapte cât circa 200 de oi de rasă autohtonă, susține fermierul Ion Leonteanu. Hai vin la tata în coș, hai vin la tata, ha, hai cu tata, ha, ha, ha. În mediu noi vara mulgem la 3 litri de lapte una cu alta, dar am oi care recordiste, care într-adevăr sunt foarte bune de lapte, care ajung amuz 5 litri de lapte zilnic. Și felul cum arată ovinele de rasă Friza e un pic diferit. M-ați întrebat de ce la această rasă de animale, adică codițele așa subțiri, când merge musul, este foarte ușor și este foarte curată. Aceste animale sunt extrem de sociabile. Ele numai nu pot vorbi, așa sunt ele. Vin singure la mus, știi ora, anume asta e și o problemă, că trebuie să fie, dacă e grafic, e grafic. Totodată, ovinele de rasă Frisa la ofătare au mai mulți miei. Oile de rasă autohtona noastră, fată un cărlan 2, acestea fată și 3 și am ajuns chiar și 4 cărlani ofătat. Închipuiți-vă 20 de oi cu 3 cărlani, câți cărlani aici? Atunci când apar miei, animalele sunt ținute în țarcuri separate. Deși această rasă prezintă mai multe avantaje, se dovedește că acestor animale le place intimitatea. Ion Leonteanu zice că acum 4 ani a procurat 10 cărlani de rasă Frisa la un iar maroc agricol organizat în raionul Orhei. Și iată că acei meluți au creat turma de oi de astăzi. Sperăm că pe viitor să le mai mulțim. Tare, tare nu vrem să le mulțim, de atâta pentru că nu o să le putem întreține multe, pentru că aceste oi nu se întrețin în cărduri mari. Ele iubesc așa în efectiv mai mic, ca să nu fie într-un țarcă. Dacă vrei să ții de pildă 100 de oi, trebuie să ai 3 țarcuri, cât 30. De menționat că anterior mai mulți antreprenori din țară au ieșuat în creșterea ovinilor de rasă Frisa. Și Ion Leonteanu, acum 4 ani, a avut mai multe situații delicate cu aceste animale. Dar fermierul n-a cedat încercărilor. Când le-am cumpărat primul an, am avut mai vroiem să ridic mâinile în sus, pentru că anume ele sunt mai gingășe, nu sunt ca animăluțele noastre, care rasele noastre autohtone, sunt niște oi mai dificile. Căldurile mari tare nu le suportă. Și ca să, de atâta și oaspeții noștri care au venit de psihotare, tot să meară. Cum voi țineți așa rasa Friză? Pentru că chiar și românii au adus-o din Germania și nu pot aclimatiza. Anume, tensiune, aveau tensiune și peste tot locul le curgea sângele. Uitai la dânsele cum ați era milă. Pas cu pas, antreprenorul a înțeles care e calea corectă pentru a aclimatiza aceste animale. Noi nu le ducem vara la păscut, nu le ducem vara prin călduri mari, adică ele pasc dimineața o oră, două și seara o oră, două după mus. Și atât. Toată ziua ele stau la încăpere, la umbră, apa este liberă, la automatizată, apă curată. Cu bani puțin pentru spațiile de vară, am meșterit acoperișuri tapetate cu papără, care asigură animalelor protecție maximă de soare. A sădit lângă fermă și o mică pădure pentru ca animalele să aibă umbră suficientă. Iar iarna, oițele consumă apă puțin încălzită, care vine de la boiler. E făcut o adăpătoare în două părți, într-un țarc și în altul. Ea vine aici, apasă și curge apă. Aici apa are 35-36 de grade. Vine apă la 15-20 minute ca să producă mult lapte, anume îi trebuiește multă apă. În vara anului trecut, Ion Leonteanu a mers și într-o vizită de studiu la o fermă de ovine din Spania. Iar acolo a înțeles că a pornit pe calea cea dreaptă în ce privește creșterea oițelor de rasă Frisa. La dânsă, în Spania, oile nu se pasc la noi. Toate fermele ei țin ca atare rasa Asaf, care tot este o rasă bună de lapte, și o țin numai la staționar. Adică nu le scot la păscut. Și așternutul oilor aici e mai gros decât ne-am obișnuit să vedem la alte ferme. Metoda a fost preluată de peste hotare. Noi întrebam pe spanioli, cum la voi așa e de curat? De anul trecut noi nu am scos absolut nimic de jos. Numai cât punem deasupra, tot așternem paie. Paie, o dată în săptămână punem undeva 4-5 baloți de paie și asta e tot. Anul trecut am vrut scoatem
ști zicul, cum îi spunem noi moldovenește. Și urmă am hotărât că nu, să lăsăm, pentru că anume până facem pernuța asta, se primește că ne trebuiește mult timp. Acum pernuța e făcută, e foarte simplu. Așternem paie deasupra și se menține uscat, curat și cald. Și în alte țări, la fel, sunt animalele. Adică în hale, să șterne și să faci curățenie 2-3 ori pe an. Gazda ne-a povestit și despre meniul animalelor. Le dăm fân în jurul de 1,5 kg, granule în jurul de 1,2 kg și silos de la 2 până la 2,5. Noi hrănim cu lucernă și mai rămân resturile acestea. Noi le punem în remorcă. Din remorcă le băgăm aici la tocător. Din fân se obține făina, apoi aceasta este transformată în granule, pe care animalele le mănâncă cu plăcere. Mai mult decât atât, Ion Leonteanu are și o groapă unde a făcut silos. Acest fapt îi permite să facă alte economii pentru creșterea ovinilor. Silosul e făcut vara, în luna iulie. De notat că perioada de lactație a oițelor de rasă friza este de 210-230 zile, iar laptele are un conținut de grăsime de cel puțin 6%, care se păstrează pe toată durata lactației. De altfel, aceste animale pot fi încrucișate cu alte rase de ovine în scopul de a îmbunătăți cantitatea de lapte. Din antichitate, germenii și vlăstarii erau utilizați pe post de medicamente și hrană regeneratoare. Se spune că până și puternicii armăsari ai luptătorului Atila erau hrăniți cu semințe de grâu încolțit înainte de cele mai importante lupte. Iar în sera nutriționistei Lucia Gavriliță, întreg anul poți vedea vlăstar de grâu, lucernă, mazăre și floarea soarelui. Din aceștia sunt preparate sucuri care conțin o mulțime de vitamine, proteine și enzime, dar și salate sănătoase și sățioase. Consumul de vlăstar devine tot mai popular în întreaga lume, iar datele științifice arată că utilizarea acestora în alimentație dau rezultate excepționale în tratamentul multor boli. Grâul, mazărea, lucerna și floarea soarelui din această seră sunt crescute din semințe certificate ecologic. E nevoie doar de câteva zile și plantele sunt deja bune pentru a fi consumate. Noi aici avem floarea soarelui. Prima etapă, când o sădim numai în sol, ea arată în felul următor și deasupra noi punem 5 kg de greutate, pentru că crescând sub greutate, ea dezvoltă o enzimă foarte importantă sănătății noastre, o enzimă care poate fi produsă doar în ficat și atunci când noi avem o problemă la ficat, enzima aceasta se produce destul de greu, se numește SOED și se dezvoltă doar crescând sub greutate. Deci ea, îndurând toate greutățile vieții, practic dezvoltă această proprietate vindicătoare. Peste o zi încercăm să-i scoatem toate semințele. Practic, iată așa, rămâne așa de un galben frumos și undeva în 2-3 zile se înverzește totul devine verde deja, plin de clorofilă, gata de consumat. Aici mai avem mazăre. Mazărea este foarte frumoasă, este unul din preferații mei vlăstari și este plin de proteină. Aici noi avem iarba de grâu, care e prințesa acestui spațiu, zic așa, pentru că e foarte consistentă în nutrienți, după cum am mai povestit. Iată așa, la înălțimea pe care o vedeți acum, este crescută în 5 zile. Va fi gata de recoltat încă în alte 2 zile. Iar din astfel de vlăstari, nutriționista Lucia Gavriliță va încerca să gătească sucuri și o salată delicioasă. Deja cunoașteți proprietățile sucului de grâu. Este un suc folosit în diferite remedii naturiste. Iar astăzi vom prepara un suc de iarbă de grâu. Mulți sunt interesați cum din așa ingrediente se primește un suc. Da, se primește, pentru că este, deși iarba pare a fi așa destul de aspră, se primește un suc foarte, foarte intens. Acum o să preparăm un suc de iarbă de grâu, care se prepară cu ajutorul unui storcător prin presare la rece. Vom porni mașina
Și trebuie depus câte puțin, cât mai puțină iarbă intră în storcător, cu atât mai calitativ iese sucul. Ăsta este un suc recomandat de cei mai importanți și notorii nutriționiști, pe care trebuie persoana să îl consume zilnic. Are foarte multe calități, dar primele două, care sunt practic cele mai măsurabile, este detoxifierea ficatului și regenerarea celulelor ficatului. Deci, practic, asta este, dacă este consumat zilnic, în perioade scurte, noi putem să visăm ca la un ficat nou. Apropo, proprietățile sucului din vlăstar de grâu este comparat des cu cel al algelor marine. Doza recomandată timp de o zi pentru o persoană este de 50 de grame. Cantitatea de vitamine și nutrienți din acest pahar se egalează cu cea care se regăsește în 3 kg de mere. Un alt suc va fi preparat acum din vlăstar de lucernă și floarea soarelui. La aceștia, nutriționista Lucia Gavriliță recomandă să fie adăugată încă o plantă sau legumă. Ideea este că se pune o parte din un produs foarte suculent. Vara eu folosesc pe acest post castraveții, iar iarna țelina. Sucul acesta putem să-l consumăm în cantități un pic mai mari. Are la fel calități de curățare, dar se folosește în cazul nostru în calitate de hrănire, hrănitor la nivel celular. Conține foarte multe enzime, foarte mulți nutrienți care ajută la detoxifierea organismului, dar și la hrănirea celulară. Pentru o persoană merge cam 100 de grame de vlăstar și 200-300 de grame de țelină sau castraveți în timpul verii. Se consumă în cazul alergiilor diverse, în cazul problemelor ce ține de durere articulare, pentru că este un suc care curăță și lichifiază foarte bine sângele. Fabrici de enzime sunt ambele. Noi zicem că consumăm vitamine, consumăm minerale și așa mai departe. Despre enzime nu vorbește lumea deloc. De ce? Pentru că ele nu se văd. Dar atâta timp cât noi consumăm mâncarea aceasta proaspătă și crudă, noi putem să simțim efectele acestea din interior și vedem că, de fapt, enzima este cea mai importantă într-un produs. De aceea, recomandarea tuturor nutriționiștilor este să includem în meniul nostru cât mai multă mâncare crudă, cât mai multă mâncare crescută puțin, deci micro, plantele trebuie să fie așa în topul meniului pe care noi îl facem zilnic. Această băutură este una proteică și este recomandată sportivilor, copiilor, dar și femeilor însărcinate. Din aceeași vlăstar pe care nutriționista Lucia Gavriliță îi crește în seră, în clipele următoare va pregăti o salată. O să preparăm o salată care îmi place să o numesc salata fast food, pentru că se prepară în minute care sunt mai puține decât secundele chiar. Deci, în general, eu mă străduiesc să am și ceva semifabricat în frigider și asta este un morcov marinat în sos de ulei, lămâie, un pic de sare și un pic de fulgi de drojdie. Deci îl am așa, stă și până la o săptămână. Și când vin acasă, obosită, repede, suntem toți flămânzi, salata noastră arată în felul următor. Deci o să folosim vlăstari. Vlăstari de lucernă. Și o să folosim și un sos care este preparat tot din fulgi de drojdie, vlăstari de floarea soarelui și un pic de ulei de măsline. Și salata noastră este gata. Este o salată delicioasă, vă asigur. Lucia Gavriliță susține că atât pentru detoxifierea organismului, cât și pentru aportul de nutrienți, în special în sezonul rece al anului, avem nevoie de clorofila. Aceasta se găsește anume în frunzele plantelor, care de obicei nu sunt atrăgătoare nici la aspect, dar nici la gust, dar care de fapt conțin secretul unei alimentații sănătoase. Potrivit nutriționistei, ar trebui ca cel puțin o treime din tot ce mâncăm să fie alimente de culoare verde.
Emisiunea de azi se încheie aici. Vă așteptăm din nou în fața ecranelor duminica viitoare la aceeași oră. Iar dacă cunoașteți oameni și istorii care merită să fie auzite, ne puteți telefona la numărul de telefon 022-7394-70. Până la o nouă întâlnire! Vă urăm toate bune!